Al 8-lea porumbel al prezentării noastre și al 4-lea sau al 5-lea, mă ascult dacă nu greșesc, este exemplarul cu seria 465-224 din 2015. La fel, un exemplar deosebit, unul dintre preferații și campionii crescătoriei maestrului columbofil, domnul Dincă Valeriu din București. Dacă sunteți amabil, domnul Dincă, să ne dați și în acest caz câteva detalii despre rezultatele lui cele mai reprezentative. Alături de ceilalți porumbei care am prezentat până acum, și acest mascul a reușit să obțină rezultate deosebite. Și am în vedere aici locul 1 la categoria fond, la nivel de București, de Asociație București, precum și locul 1 tot la nivelul Asociației București, la ASFOND, în anul 2016. La nivel național, la nivelul federației, a obținut locul 4 Național Tineret Fond și de asemenea locul 4 AS Fond Național. Foarte bun. Categoria Tineret. Frumos. Un porumbel care a venit extraordinar de bine la aceste distanțe de peste 500 de kilometri și care ne-a adus o bucurie imensă, pentru că a obține locul 1 în această zonă nu este la îndemâna oricui, este foarte greu. Spuneam puțin mai devreme că concurența este extrem de ridicată. Dar este bine să fii într-o zonă în care poți avea adversarii de-a lumea, pentru că trebuie să îți măsori forțele cu cei puternici și cu cei slabi. Într-adevăr, așa este. Numai așa îți poți verifica dacă ai în crescătorie porumbei de mare valoare. Așa este. De asemenea, mai precizam faptul că am achiziționat porumbei numai din anumite locuri, sau mai bine spus, din foarte puține locuri, dar numai de acolo de unde am fost convins că porumbeii sunt de mare calitate, iar rezultatele obținute au fost niște rezultate reale într-o competiție reală. Degeaba achiziționăm porumbei ținând cont de conținutul unor documente, unor acte care îi însoțesc. Am observat în ultima perioadă că toate actele prezentate la porumbei dețin niște date care te pot, cum să spun eu, duce în eroare de cele mai multe ori. Important este să nu cumpărăm acte și să cumpărăm porumbei și numai așa putem să ajungem la niște reproduși cu valoare sportivă. Într-adevăr. Ce sfaturi ați da unui tânăr columbofil care astăzi, de exemplu, ar decide să se aplece pe acest sport? Cu ce porumbei să înceapă? Dacă cu maturi sau porumbei mai tineri, și din ce zonă să-și cumpere? De la crescători din zona lui sau nu neapărat? Având în vedere experiența columbofilă deosebită pe care o aveți, sunt convins că o să acordați un sfat cât se poate de pertinent. Deci eu, dacă ar fi să o iau de la început, să pornesc pe drumul acesta, aș studia foarte bine rezultatele obținute, aș urmări valoarea competiției de la nivelul asociațiilor participante și aș merge la crescătorul care deține rezultate deosebite și aș cumpăra poate întreaga serie de pui de la marca respectivă. Da, da. După aceea i-aș verifica în competiție și cei mai valoroși i-aș introduce la marca și mi-aș forma marca din cei care ar rămâne, fiind verificați personal de către mine. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, selecției la mâna porumbeilor, ca și criteriu, ce importanță ai acordat? A fost el unul pentru dumneavoastră în decursul anilor? Nu este principal. Nu este principal. Urmăresc, dar rețineți un lucru. Campionii întotdeauna sunt înzestrați fizic, într-adevăr. Restul, vorba unui cunoscut columbofil, sunt povești. Da, și până la urmă coșul e cel care decide, nu? Este singur. Nu este altcineva. Bine, poate decide și frauda la un moment dat, nu putem să nu atingem și acest subiect. Aveți dreptate, așa este. Din păcate, da.
poate în ultima perioadă se vorbește foarte mult, am observat despre lucruri mai puțin corecte din columbofilie. Așa este, aveți mare dreptate. Maestre, aici punem punct primei prezentări a unor porumbei de clasă, de mare clasă din crescătoria dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate, pentru faptul că mi-ați acordat această șansă. O să rămân în continuare o persoană care urmărește atent rezultatele din București și cele ale dumneavoastră și vă vom prezenta și vom mediatiza cu aceeași mare plăcere și rezultatele și porumbei din crescătoria dumneavoastră, atât cei prezenți cât și cei care se vor naște în continuare. Sigur, cu multă plăcere vă stau la dispoziție și sunt convins că vom transmite niște date utile celor care ne vor urmări. Exact. Foarte interesante, foarte reale și de care zic eu că au nevoie. Mii de mulțumiri încă o dată!